puișori mai frumoși, sincer. Nu cred că o să vedem prea curând. O rog și pe doamna coregraf, profesor coordonator al ansamblului Arabesc, doamna Roman, doamna profesor, să ajungă în scenă. Avem o diplomă de merit, un buchet de flori, aplauzele dumneavoastră. Este frumoasă, pentru că aceea înseamnă să se lucrează cu minunții, dacă de puișori, dar facem și noi aici o poză. Puișorii, puișorii, puișorii. Felicitări! Admirabil ceea ce faceți, cu atâta răbdare, cu atâta energie, cu atâta bucurie. V-am urmărit foarte atent și în culise, dar mă gândesc că nu e diferență mare de vârstă între puișorii aceștia și doamna profesor. Eu nu sunt profesoara, dar reprezint în această seară. Sunt convinsă că sunteți cel puțin un ajutor de nădejde al doamnei profesor, dacă sunteți împreună cu noi astăzi. Ne întoarcem spre public și mai povestim noi. Eu sunt Carmen Târnoveanu, jurnalistă a Televiziunii Române. Facem cunoștință. Aurelia Chincernat, sunt mama unei fetițe de aici, din ansamblu. Ce pot să vă spun, copiii muncesc foarte mult. Doamna profesorul Anca Roman se ocupă extrem de bine pentru acești copii. Asta am văzut și noi. Cu aplauze o răsplătim pentru doamna profesor, pentru ceea ce a primit pentru mine la noastră dată. Vă mulțumim pentru aceasta. Împreună cu directoarea noastră, toate noi spre doamna profesor și spre puișori acestea minunați, mai mari, mai mici, care alcătuiesc ansamblul Arabesc. Felicitări! Mulțumim noi foarte mult! Puișorilor! Mulțumim frumos! Da, cu plăcere! Știți ce ați făcut voi astăzi, da? Da, chiar știu ce am făcut astăzi. Pentru cine ați venit voi la acest spectacol? Teoretic am venit pentru noi, să ne distrăm cum ar veni, dar și să facem o treabă în același timp. Să știți că ați spus un mare adevăr. Întotdeauna când faci o faptă bună, nu o faci pentru celălalt, o faci pentru tine și sufletul tău. Mare adevăr a spus puișorul acesta. Felicitări încă o dată puilor frumoși și minunați. Eu nu i-aș mai lăsat o plăcere. Ne și îmbrățișăm, da. Așa, îmbrățișare. Dar cred că nu o merit eu. Of, Doamne, ce frumoasă e viața, nu? Uitați-vă la ea. Îmbrățișarea aceasta o merită toți cei care alcătuiesc Asociația pentru Copii și Tineret Sfântul Hristofor. Marius, dacă ești pe aici, hai la o îmbrățișare. Uite, te așteaptă puișorii aceștia. Sau dacă e cineva din partea asociației pe aproape, atunci îi transmitem noi îmbrățișarea cu tot dragul. Te rog! Vedeți cât de mult ajută o îmbrățișare, o vorbă bună. Ne mai întâlnim, da? Puilor! Da. Mulțumim frumos pentru astăzi! Vă pupăcesc!